Salutare prieteni, surpriză! Astăzi mă vedeți pe mine pe canalul socrului meu, aici la Leo. Am terminat, prieteni, curățenia în foișor. Am făcut curat bine, am șters puțin pe acolo și am dat cu mătura ca lumea, că asta era cel mai important. Ați văzut că ne cad toate frunzele alea de la pom, floricelele care se mai usucă, că ați văzut, au înflorit pomii. Și asta era cel mai important. Pentru că bate vântul și le zboară toată curtea. Deci trebuia neapărat făcută treaba asta ca să reușim mâine să-l și spălăm. O să văd de unde iau un furtun să-l prelungesc pe ăla din spate, pentru că în față nu mai funcționează pompa aia. Și apoi să văd cum îl spăl. Trebuie să merg să cumpăr niște sodă de aia, că nu mai merge spălat așa oricum cu soluții de-astea cum spălăm prin casă. Trebuie, cum zic ei, apă tare sau cum zic ei, sodă. Să poate ieși tot dezastrul la care e. Strângem pe aici pe la Leo hârtiile ce mai e pe aici din cameră și să-i măturăm și lui, să-i dăm cu mopul. Am mai făcut și aseară așa în mare, dar nu aveam eu tot ce-mi trebuia să pot să fac curățenia ca lumea. Dar nu e nimic. Facem acum cum trebuie. Patroana e la bucătărie, nu știu ce-i pregătește acolo de mâncare. Nu prea stăm pe la bucătăria patroanei. De ce? Că mai gătește pentru el și noi ținem postul. Și să nu ne întărâtăm, că vrem să-l ținem, cum am promis, până de Paște. A fost pe aici oficiala, a făcut și apa afară, am văzut că a venit și mătușa noastră, Luci. Chiar ne-a ajutat zilele astea, n-am ce să spun. Noi ne-am ocupat mai mult de partea acolo la noi, dar ea a făcut toată curățenia și în spatele curții și peste tot pentru Leo, că știa că vine acasă. Deci, v-am zis, ne-a dat și ea o mână mare de ajutor. Pentru că v-am zis, de majoritatea lucrurilor ea s-a ocupat în curtea din spate. Eu am mai ajutat-o pe patroana așa puțin, am vopsit cuptorul, că au venit și niște oameni, știți, care au lucrat. Parcă v-a arătat patroana, din câte știu eu, niște băieți. Și dacă băieții aveau alte treburi mai importante, să care gunoaiele, pentru că ați văzut, au adus o dubiță care a încărcat tot, ca să poată băieții munci acolo, eu m-am dus și am vopsit cuptorul. Și văd că a ieșit frumos, adică am văzut că m-ați lăudat că e frumoasă culoarea. Culoarea n-am ales-o, eu ales-o, cred că patroana, dar oricum mișto culoare, mie chiar mi-a plăcut. Serios mi-a plăcut. Și a fost interesant așa și mie îmi place oricum rozul în general, mai ales rozurile astea așa pale. Chiar mi-a plăcut cum era. Și acum v-am zis, vreau să măturăm și aici în baie și peste tot. Vreau să cumpăra Leo și mop. Bine că a luat și mop, bine că a luat de toate. Acum eu doar dau cu mătura, pun soluție, spăl bine și mai ales că aici nu e de făcut. Că e totul nou. E totul ca la carte. Au făcut bine, prieteni, că s-a apucat Leo de renovat. Pentru că, uite, frumos că ai lucruri în casă. Ai alt confort când e totul pus așa la dungă. Deci chiar putem să zicem că s-a dat interesul. Uitați, a zburat-o de asta, să o punem la loc. Așa că, uite, se vede altceva cu cotul ăsta. Cine l-a fi scos? Deci, v-am zis, chiar și-a dat interesul. Bravo lui, a făcut ceva. Acum o să ne apucăm și noi, v-am zis, de casa mare, ușor, ușor. Acolo e mai mult de muncă, nu e chiar așa cum e aici. Aici a fost spațiu mai mic și mai ușor de renovat, mai ușor de făcut. Dar acolo chiar e multă muncă și o să ne apucăm pe rând, decât o cameră, decât o cameră, până reușim și noi să facem tot la fel.
Așa. După mai vedem altă dată și de mobile. Cum facem, ce mai schimbăm. Cum schimbăm. Momentan o să facem camera lui Alin. Așa am programat. Facem camera noastră și după ne apucăm și de celelalte. Că e financiar să ai bani pregătiți ca lumea să poți să te apuci să renovezi o casă la dreptul. Dar măcar camera noastră unde stăm noi să fie făcută. Și mai vedem după aia restul. Facem și noi câte puțin atât cât putem. Curăcare, le faci pe toate. Contează mult și muncitorii pe care ei, că ați văzut la Leo câte echipe au fost, dar nu toate au făcut treabă. Deci contează foarte mult și cine îți lucrează, că dacă ai muncitori buni să-ți facă repede, să-ți glituiască pereții, să se ocupe cum trebuie acolo, treaba merge repede. Dar dacă ai așa echipă, cum a fost la Patroana, ați văzut ce s-a întâmplat la Patroana cu pereții și cu toate cele, cam lasă de dorit treaba asta. Acum, na, nu vreau să vorbesc eu prea multe, dar na. Hai că gata, cu măturica am terminat. Mai avem puțin și pe lângă pat. Și după... dăm și cu mofu, patul e aranjat. N-a avut mare deranj în cameră, doar că parchetul era prăfuit. Vă dați seama că s-a tot circulat pe aici. Și na, trebuie curățat așa, în mare. Așa, parchetul e nou, n-ai ce să faci mare lucru, că doar să-l menții, să nu-l zgâri. Eu am spălat bine mătura de două ori, să nu fie praf pe ea. E foarte pretențios parchetul ăsta pe care l-a pus el, e foarte frumos, dar și foarte pretențios, adică trebuie să ai grijă cum îl ștergi, cum umbli pe el, să nu vii de afară cu nisip, cu pietre, cu pietricele, că gata, ăla e. E foarte pretențios, dar e și, v-am zis, frumos. Mie chiar îmi place rău de tot. Parcă schimbă și dă tot aspectul la camera altfel. Deci asta e chestia, doar să-l menții. Pune un pic de apă cu soluție acolo și aia am terminat. Cu mare deranj nu a fost. Deci chiar e frumoasă, e și reușită camera lui. Se vede frumos și cu canapelele astea. O să mai strâng eu acolo ce mai sunt două haine. Să-l întreb dacă sunt curate, dacă sunt murdare. Și apoi mă apuc mai bine de lucru. Mă asta coșul nu să-l mai arunc aici înăuntru. Că văd că nu este sac de gunoi. Deci îl lăsăm pentru afară și aruncăm atunci. Aruncăm acolo afară. Ia stați așa un pic să pun apă. Da, fale cu mâna pe vlog. Cu mințenia pământului, salutare. Să mergem până la așa, mergem acum. Prieteni, noi o să încheiem filmarea asta aici. Revenim mai târziu cu ce mai facem în șatru, ne-am pus pe reparații. Vă pupăm și vă dorim o zi minunată, pa, pa. Păi, salutare. Că soluție de... Hai să cumpărăm. Soluție de asta de parchet nu e. Dar nu e soluție nici de crezi, mergea și aia, cum ăsta e laminat așa. E strălucitor. Hai să cumpărăm atunci, aș dau după aia cu mop. Cu mătura am dat, e curat. Doar cu mopul mai am să mai dau. Ia, m-am murdărit de pe scaunul ăla. Eu văd că nu. Adică nu văd să ai nimic. Uite, trebuie să mai telefon de aici.
Cu mătura, cu măpunul, că nu am soluție. Uite, soluție de geam, soluție de toate, dar nu am soluție de gresie. Ia vezi, asta nu-i mașina să de călcat. Uite. Seamănă. Asta e. Aia e? Da. Ian. Vezi că a fost ciorzită. Ți-am zis că a fost. Bine că am recuperat-o, vedeți? Stați așa. De 4 ani mi-a aruncat fierul de călcat la gunoi. Al meu de la Pitești. Păi le-ai luat în Turcie și poate l-a luat. Gata, ți-am dat? Merge sus în cameră să aleagă și alin ce nu mai merge pe de oaine. Păi o să mergem în oraș acum, după aia. Ai vorbit cu utile. Cărță că bine, ea aduce de la un țigan, culpă pe. De aici, prieteni, ați văzut, am terminat acolo cu mătura, am aranjat. Ne băgăm acum cu mopul. Dar o să-i dau... Le bag și pe astea, dar curățăm astea. O să punem pauză și o să revenim. Mai înțeleg și mai curățăm o ceapă. Stai că două ceapă eu acolo. Curățele, dar le sperii, tu le faci frumos. Pun pauză, nu? Nu, lasă puțin așa până plecăm cu pauză. Hai bine, lăsăm așa. David, unde e? David? Da. Pe gradini. Da. Ia patroană, fă-mi legumele până vin eu, da? Ia pădere. Nu, bag usturile, să uite asta. Că curăță-mi le tu, ce nu le vezi, stai doar eu, dar nu ascultă-mă. Da. Că ne mă întâi și la Mila Galeam, că aveți chiar. Și cu butelia ce facem? De unde ai mea? Un milioane? Un milioane jumate, butelia. Vezi ușor. Da? Gata. Gata, plecăm în oraș, prieteni. Revenim, revenim. Ai dat drumul? Da! Salutare, prieteni! Astăzi este cameraman David. Uitați, sunt aici cu bucătarul Papi. Salutare! La noi e problema că așa sunt bucătarii, sunt dragi. Dragi. Ce faci? Un obicei la noi. Da, domnule, o zi. Ce faci aici? Vrei să aprind focul aici? Rămâne. Da, da, fii atent. Vreau să mai caut ceva. Unde e? Toptanul ăla, ia să vedem. Ce la? Mie se nu mă întrebați de ce totul e negru, aici a luat ceva. Aici unul. E aici, în spate. Eu sunt spate aici cu Leo. Pirosiile alea cauți, care se pune cea unul. Da, da. La Len. Care, ăsta-i trepidul tău? Da, vezi că ăsta-i al tău. Ia, stai să fie. Ce, David, tu nu știi? David, unde ai plecat? Bă, filmează-l cum bate mingea și m-a lăsat cameraman. Vino încoa. Ți-am dat cu mopul. Ce? Ți-am dat cu mopul, gata. Da? Stai un pic. Ia. Bocero. Ține. Hai, vezi că a intrat la tine în zona, Aline. Da, Papi. Papi a intrat la tine în zonă, pe bune. Ia. Papi. Da. Ce cauți în zona mea? Ăla e al meu. Nu, e al nostru. Ăsta e al nostru, Alin. Da, hai să-l punem mai acolo. Aici am vrut să-l punem. Bă, nu aici, că e urât aici. Colo, colo. Hai, hai, tu pune acum. Vă puteți? Dacă ridic eu. În cer, Marita, ce? Unde? Tot la locul lui. Acolo, da. Nu, stai așa. La umbră trebuie pus. Hai. Pe canalul ăsta aici. Uite aici, la canal. Ne mutarăm la Leo. Aici, aici, aici. Aici e la Leo. Gata, lasă. Acolo e la Anca. Da, gata. Da. Ia să facem. El cumpără parte de masă, cumpără mături. David, vino și ajută-mă, David. Vino în coa. Nu te-a plecat, nu mai te-a plecat. Lasă-mi bați bucătarul, ai un bucătar? Voi găsi, voi găsi porcii. Aveți un bucătar? Am văzut porcii. Stai, și cum să? Ia de porci. La o parte. De sunt bun sau nu? Punem crecanul ăsta. A, Papi. Ești bun de mâncat. Zi-mă câte chile au. Sunt așa potriviți. 145. Și ce preț au? Bine, bine. 22. Bun și ea. Și are mulți? Mai are, mă. Că și e rezervat? Papi. E rezervat? Sunt o Papi, Papi. Mai dați tabla. Și restul îi dă.
Păi și n-ați vorbit să luăm și noi. Marica, de tabla. Păi și n-ați vorbit să luăm și noi doi. Nu, așa. Bă, patroană, n-ai vorbit de porțelize. Păi dacă n-am luat bani, ce trebuie să luăm bani. Bă, ce aduce? Pantera roz. Păi a ta, patroana aia, că ai făcut totul roz în curte. Bă, du-o de acolo, de la Papi, nu. Adă discu acum, să vedem cum pune. Lasă să pun. Dă-o lui patroana. Dă-i pantera lui patroana. Pune-l discu aici. Bă, dă-o, Dani, fugi de acolo. A zis soacra mea să-ți dau pantera înapoi. Bă, nu, că era cu Dana. Da, dar trebuie să mi-o spere prima dată. S-o bagi la mașină. Băi, dați-i pantera lui patroana, că patroana și-a vopsit toată curtea roz. Pune-o în grătar. Bă, du-o de acolo, bă, nu, uite, trebuie agățat aici, în cui, aici, Mihaela. Aici. Uite aici, mă, în cui trebuia. Aici. Pune-mă, stea pe scaun. La grătar. Și trebuie spălată, mă, cu furtunul. Mă, nu cu furtunul, la mașină, de spălat. Ia-o de acolo, aruncă-o la cumai, că mă fac mă. De ce? Aruncă-o de acolo, că aia era pantera cu, ta. Când era cu Dana, cu femeile la București. Aruncă-o din cur. Hai, mă, patronă, lasă că e frumoasă pantera. Aruncă-o la minoi. Da. Ia, uite, nu așa, dă mai încoace. Păi dă-mă, aprinde focul prima oară, papi. Papi, nu. Ia, el ai făcut curat, aleu. Am făcut, am făcut. Dă-mi încoace, dă-mi încoace. Am așezat papi. Dă-i în mati. Așa. Patronul, nu-ți place pantera ta? Hai. Pantera roz. Așa, bagă lemnele sub el. Hai, lasă-le astea, că le băgăm sub ceaun. Mai băgăm lemne aici sub el. Da. Nu ajunge focul ăla. Nu ajunge foc. Nu ajunge. Cum? E turma, mă, la tâncet, așa. Uite așa. Nu faci. Păi stai, mă, ce faceți pe din? Bă, că mă și foc în răz. Ce? Da, stai, mă, pe tu să mă răvați. Așa are. Dar să mă dă voie. Da, tu mănânci cu mine. Bravo. Mănucu. Ia, vedeți, prieteni, și-a luat David. Joci? I-am luat o minge cu România. Cine ți-a luat mingea asta? Leo. Bunicu zi. Hai. Bagă cartonul, Mariță. Uite, era acolo la grătar. Dă-i să cântești. Că nu s-a plinit acolo. Lasă-i să dau un Mariță. Uite carton acolo. Ce? Nu dai Mariță. S-a plinit imediat. Hai să mă duc să mă îmbrac, că fac antrenament pentru viața mondială. Hai să dau un Mariță eu. Eu sunt antrenor. Trebuia să ne îmbrăcăm cu bestele alea, Aline, tot. Da. Hai? Da. Nu, uite, în fața grătarului, un carton pe jos. Rupe pe ăla. Rupe din el. Băi, Aline, găsire oamenii porci luare. Aline, dacă vrei, te duc acolo și tu. Că n-am luat bani, Marici. Dar spun eu, că știi cât mai are? Vreo 4 sau 5 bucăți mai are. Bun. Dacă aveam bani, nu am. Că nu vreau mari bătrâni. Eu n-am luat, că vreau să-mi iau unul mare, știi? Nu vreau. Unul de 2-300 de chile să aibă. Ce să iau? Să-mi pun la găleată? Dacă vreau să-mi pun la găleată, da. Cumpăr de la metro, de acolo, Aline. Cotlete. Cocrete și bați într-o bine. Ei de-alea cu os. Da. N-ai din ce să bagi la găleată, nu prea. Ăștia sunt mai de tavă, dar sunt. Sunt durdi. Hai, dacă vrei! Am venit să ne antrenăm pentru Nesti Mondialul. Dacă vrei să-i vezi, mergi cu mine, la bătrân și-i vezi. Ce, iară mă filmez, patrână? Nu, 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 nu. Ce te-am? Îți fură vizualizările. Oprește. Oprește. Ia, îmbracă-te. Îmbracă-te. Serios, hai să ne antrenăm. Păi nu e asta mea, aia, că bă, aia e a mea. Dă-o ei, dă-o ei, David. Ia pe mică. Păi și tu ai. Bă, luați-o, nu intre, nu intre, bă, nu intre pe mine. Întoarce-o, Măi, la fel. Eu am pus-o invers. De vede lumea că ne-a. Patroane, la fel. Nu e, nu e. E la fel. Nu e la fel, nu intre. Ba, dai la fel. Dacă el spun că nu intre. E la fel. Uite, nu mă ia. Uite, vezi? Ba, da, patroane. Hai să ne antrenăm pentru Nesti Mondial. Ce dat cu pumnul? E poate dat. Dai, îi dăm numai că așa îi dăm. Uma îi dăm Olga în nas, să-i cadă dinți, auzi. Bagă aici. Numai Olga îl bate. Hai, da, Olga, de cum n-a mai venit Olga? S-a dus la Caraula, m-a mâncat cu Caraula. Mi-a lăsat Nesti Mondialul să ne luptă aici. M-a mâncat cu Caraula, Olga. Patronă. De ce nu lăsa așa? Dă-i telefon la Caraula să vină Olga. Dă-i să-i dăm un Nesti numai așa. Am luat mânuși, nu de box. De sudura am luat Nesti, ca să-ți dau ca lumea. Și am mânuși de astea,
Dar eu nu mă bag, te bag tu, eu nu. Ale ce sunt? Băgar, lasă să nu mor eu. Eu doar înseamnă câteva schime. Papi, dai frate. Ia, ia. Lunești și dăm lunești pe Arena Națională, vreme. Acolo vrei? Papi, ia-și tu, hai, Nadia. Hai, hai, Nadia. Pauzi, papi, vrea pe Arena Națională meciul. Până avem plete, mulți și toți plete. Aici, dai și cade pe palmare. Reflex acolo. Hai să dăm palmare. Nu e loc. Hai de palmare. Nu e, cred că 102. Sunt 1000, hai să zicem 1000. Uite așa la mor pe noi. Eu am 50.000 de mori. Bă, Mariță, unde ai hainele alea? Ce faci cu ele, Vlada, să ne îmbrăcăm în ei? Care? Să stăm cu alea lângă disc. Hainele aia cu chip. Să-i caut acum. A, tu nu le ai de mână cu ea. Bravo, bă, boxerul meu, bravo. Te-a părut aia în mândrolența. Mă tirava pe toate. Nu m-am dus când am făcut baba curățenie. Focul merge. Știu și karate. Merge focul. Nesti, te așteptăm când te prindem, te băgăm pe foc. Pe foc te băgăm, Nesti Mondialul. Îl facem tocană. Auzi, tocană te face bucătarul, papi. Te pregătesc că ești bun de mâncat. Tocană de miere. Arată bine. Porc gras. E pușcel, astăzi mânca salată ca porc. Da. Nu răspunde la comentarii. Mânca. Ne-a dat vreună una toți. Da, dar te prindem noi Nesti Mondial. Bă, dar l-am căutat și eu și mie mi-a dat bloc. La toți. De ce? Nu mai dat bloc. Și 800 dat. Nu vrea cu noi, nu vrea. Ce, Nesti? Da. Da. Nesti, de la plăcut. A zis aseară, ce să-ți joc eu meci cu baba aia? Cu baba o tu, lasă-o în pace. Dar cine joacă cu moșul ăla? Cu miliardarul ăla, zice, care miliarde care și miliardar, să bate. Care miliardar, mumie, vrea bani ca să se bate. Bă, 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 moșule, de-azea mai bani, că-ți fac scandalul. Eu când am fost bogată, nu m-am certat cu nimeni. Băi, Nesti, bă, bagă-ți mințile în cap. Patron, adevărul e că tu ai avut bani de când ai născut. Nelson are din mediu... Eu am avut neam are, din neam. Are Nesti. Doar din mediu online. Nesti, eu am avut neam din neam bani. Ia spune tu lui Nesti. Născută cu bani și cu aur, Nesti. Și nu mă ținea măreață. Eram bună cu toată lumea, nu mă certam cu nimeni. Nu făceam belele. Nesti. Nu ca Nesti. Patron, tu știi cum a ajuns Nesti cunoscut în online? Da. Că stătea și se îmbrăca în bebeluș, bea lapte cu biberonul, făcea pe el. Doamne, lasă-mă, mă, nu vorbi așa, nu-i trebuie să vorbim așa ceva. Nu, îți spun ce content făcea. Bă, Nesti, vezi, îți dă treabă, bagă-ți mințile cam, nu mă te certa cu copilul meu. Că copilul meu are multe operații, e bolnav. Tu ești tare sănătos, Nesti, tu n-ai nicio boală pe afară capul tău. Afară ne-ai dus ceaunul ăla la... E beci. Eu când eram bogată, Nesti, nu mă certam cu nimeni. Eram cea mai bună, eu cu bărbatul meu, cu toată lumea. Hai să-i dăm lui Nesti niște orez de ăsta să mănânce. Lasă-mă. Hai să-i dăm lui Nesti să mănânce și el orez. Să învețe cum să mănâncă chinezii între ei. Lasă-mă, lasă-l. Uite, Nesti, cum mâncăm noi orezul. Ia, pune ai spus, ui, ai spus tu că mâncăm noi mâncare. Mănâncă și tu orez de ăsta. Noi așa punem orezul să-l mâncăm. Băi, Nesti, bagă-ți mințile cap. Ai spus că mâncam noi mâncare de pe gunoi. Ne-a zis că mâncam găini moarte. Așa zis. Băi, Nesti, măcare, ai zis țiganii mei mănâncă găini moarte. Care țigan, băi, Nesti, care minți? Minți lumea, îi spui că vrei 100.000 de euro. Păi ești milionar de carton. Deci care porți coroana aia de aur în cap, de tablă, porți fake în cap, ești șmecher tu că porți fake. Gata, gata, nu mai zbiera. Ce patronă? De ce zbier? Vorbește mai încet. Vorbește mai încet, patronă, de ce să vorbesc mai încet? Mi-e frică de Nesti Mondialul? Îi dau bătaie numai în gură. Nu mai zi așa. Îi rup dinții. Nu mai zi așa, taci. De ce? Că nu te lase în pusca aia. Păi mergeți toți cu mine, ne antrenăm și mergem toți. Mai bine dai pe Olga și pe Bogdan să joacă da. Cu el. Eu dăm pe Olga. Și pe Cristi Marini. Auzi, din locul la 100.000 de euro, o punem premiul pe Olga. Aoleu! Mai bine. Deci vrei, punem premiul pe Olga să-ți dea numai în gură. O femeie îți dă, te mănâncă. Așa te mănâncă așa, Olga, așa, te așa, mănâncă așa, Olga. Așa face Olga. Ia închidem și mie aici. Nesti Mondialul. Ce băgați în pânci? Bă, dar luați și ăla orezul de acolo. Am de orezul, face că se arde. Se face, se aprinde. Nu-l băga acolo. Îl duci. Păi lasă, facă, mai facă
carne. Lasă că îl băgăm după aia. Da, da, vin Gia, la foc. Da, vei rămâi fără ea. Zi, patroană, ce faci? Nu știu, mamă, ce s-a băgat nestii ăsta de neapă, cu de râcă mâncam noi de pe gunoi. Te-a mâncat nestii. Băi, nestii, vă gândiți să tu mâncai șerpi și boase, nestii. Nestii, tu mâncai la tinez, boase și șerpi. Da, mă, cu Guță ce am de vorbea cu el? Așa să și de Guță. Păi cu Guță ce mea? Păi Guță, păi Guță face bani de când m-a născut eu. Guță e din... Guță face bani. Guță e din mamă. Păi Guță a deschis live-ul dimineața și a făcut 3.000, 20 de minute. Băi, dar Guță... Băi, Nesi, Guță este din tată fiu lăutar și face bani de când era de 14. Guță face bani și când stă pe loc. Guță face bani. Face bani din piatră. Și face bani de 20 de ani. Când a venit prima dată în Strehaia, a plecat de aici cu saci de bani. Cu saci de bani acum 20 de ani. Face bani din piatră. Băi, mumie bătrână. Oh. Ești mumie, ești oh. Bătrână. Lasă-i, nu mai spune mumie. Hai să facem, filmează-ne Aline aici, că ne antrenăm pentru Nesti Mondialul. Pentru Nelson Mondialul ne antrenăm ca să-i rupem fața. Îmi pare rău, prieten, că nu am mânuși. Pentru că trebuia sac de box. Sutură, ca să-i dau bine de tot. Trebuia sac de box. Păi uite sacul meu de box. Uite, e mai mare sac. Sacul meu ca să fac antrenament. Dai, ține mâine la palmare. Dai să aducă Luci ăla de la David. Po, băi! Auzi, are Luci sac de box să-l aducă. Are sacul, are Luci. Gata, să-l legăm aici. Ne antrenăm aici, Nesti. Vă răspunde la provocare, Nesti. Nu mai sta pitulat. Nesti, noi venim oricum, venim toți în cușcă și toți. Îți dăm, nu ne interesează banii 100 de mii cum te interesează pe tine, dar îți dăm de 7 gâște, îți dăm bătaie de 7 gâște, te distrugem. Tot ești așa tare, te așteptăm pe Arena Națională, nu așa. Mi-am adus aminte. Liber. Meciul vreau să fie pe Arena Națională, pentru că nu... Nu-l facem într-o sală să vină 1000 de persoane. Vrem să vină toată România, toată Europa să vadă meciul cu Mia Nesti, bătaie! Îl distrug! Ia-ți-ne puțin să scriu și un titlu aici. Deci, dragi prieteni, Leo se pregătește pentru marele meci cu Nesti de la Mondialul, adică cu Nelson Mondialul, nu, Aline? Da. La Strehaia, mare pregătire aici, mare război pentru Nesti. Care a vorbit și despre neamul nostru. Uitați-o și pe Miaela și ea să pregătește. Tu nu te antrenezi pentru meciul cu Arena, în Arena ținem. Noi ne antrenăm. Îmi pare rău, dar eu am mers să le arăt și ce am făcut la tine în cameră, curățenia. Bă, tu nu iai haina de pe net să faci trebuie. Ba iau, iau și eu. Bă, du-te să te trenezi și tu. Hai că mă duc să mă antrenez. Hai, du-te, ia-ți haina. Hai, filmează-mă să-ți iau mingea. Pantoane, un pic să fac una la tine, bucătării. Da. Băi, papi. Gata, papi, ia de coace la mine. Da, domnule. Hai că o să le arătăm la prieteni când facem mâncarea mai târziu. Aici ai 16 minuți. Da. Vă arătăm când facem mâncarea mai târziu aici. Mamă, pune hernie de 4 ore să mâncați. Lasă-mă cu hernia ta, filmează Aline. Hernia ta tu. Pune-ți alinia în față. Dar trebuie să știi și tu să fiarbă 2-3 ore, că e vită. Ia mănâncă din ea. Vezi cum e. Ia mănâncă din ea. Ce ea mănâncă din ea? Să vezi dacă fiar. E fiar? Eu zic că da. Ia mă. Mai bagă acolo direct. Trebuie să aducă bulion. Vrei să o pun acum? De unde să aducă bulion? De la băr. Bă, omule, da. Dă-i telefon să nu mai. Las. Până am bulion, eu 5 borcane am. Căută. Nu l-a găsit. E la dată 100 de mii să cumpără bulion. În frigider, dă-i telefon să nu mai. Nu are telefonul aceea. Cum n-are? Pa, am eu bulion, că nu pui alt bulion. Păi iată. Am bulion special, prietene. Unde e bulionul, doamne? Patroană, unde e bulionul de aici? Patroană, unde e bulionul? Cutiile alea. Unde?
Ia să vedem bulionul, prieteni. Să vedem dacă au bulion pe aici, patroana. Doamne Dumnezeule, ia uitați și voi. Ce face patroana asta? Fraților. Băi, patroană, unde e? Pă cum l-ai folosit? Auzi, dar cât bulion ați folosit voi, Mariță? 4-5 borcane? Aveam și borcanul, două borcane de alea mari. A, ăla nu le-am văzut eu. Aaa. Nu e? Domnule, cum carnea? Stai puțin. Ce? Punem carnea. Pe cine l-ai fi dus în beci? Dacă eu le-am luat special pentru astea. Ce zici, punem carnea? Bagă. Să mai fiarbă. Dar nu le-am văzut, eu n-am văzut. Patroană. De pe cătă. Cam puțin lângă carne. Le-a pus acolo. Dar ce cu uleiul ăla? De unde ai pus ulei? A pus de la magazin ulei. Bă, dar nu e și apă, nu-i numai ulei. Am pus și apă să mai fiarbă. Pune... Da, frate, uite, ăla-i, uite uleiul de măsline. Mariță, uite de măsline, văd ce ulei de măsline ai pus. De la bunica. De la, da. Băi, papi, băi, tu chiar nu știi să faci mâncare? Nu știu. Ai băgat apa acum, ai băgat carne, ai băgat bulionul? Da. Păi o întărește acum. Nu o întărește. Patroana, tu ești de mine că tu m-ai trimis de luai uleiul din casă. Nu, nu se poate așa. Mi-am zis să bag de măsline. Nu e așa ceva, patroana. Aveam de struguri ulei, aveam de măsline. Era unul acolo de măsline. Nu mai e de struguri, decât ăla de măsline. Mai e puțin, că puțin pune. Era la cuțor mare care se suie pe măsline și nu mai lăsați. Da. Nu ești de vină. Auzi ce să faci, acum cumpere o sticlă de ulei de măsline, să ai numai pentru tine. Cumpăr, dar dacă îl mâncați, dacă ați mâncat și borcane de bulion într-o zi. Eu nu știu unde sunt borcanele. Într-o zi. Eu nu le-am văzut. Am luat niște borcane înalte, alea cutiile de plastic, de carton, erau două. Una era. Erau două. Una am găsit, Marică. Una am găsit în dulap. Nu contează bulionul acum, asta e. Dar luasem ăla, era pentru paste special. Amestecă, papi. Nu amestecă. Nu le-am văzut. Bă, tu vei mânca sosul de chinezesc ăla roșu, l-ai băgat în fasole. Eu n-aș mânca de ăla și... să mă tai la gât. Băgat la fasole. Am băgat un pic la fasole și uite, nu mai mănânc iernia din cauza asta. Că e dulce, nu? Păi da, de ce ai făcut-o dulce? Mamă, eu nici bulioane dulce la ce am să nu le văd. Că pune ăsta, punea toată vara pe, carne, pe cartof, de la dulce, mie nu-mi place. Ketchup. Ketchup dulce, de aia, nu o n-o văd. Mie nu-mi place, care puneți voi pe un... Picant, îți place? Iute, îmi place. Marițu, ce s-a făcut acolo în apă? Acolo ți-am pus orezul. Dar aici îți pune și voi de dafic. Dar uite că mai are puțin. Da, dar dacă mai are puțin orezul, trebuie să iasă gata când se termină mâncarea. Că n-ai unde să-l pui, că se răcește. Da, așa este. Ai înțeles? Pun foi de dafic de acolo. Unde? Piper. Nu. Nu? Piper, pune piper. Dar piper pune boabe? Ia ține-mă și tu, filmezi și tu. Ia să nu fii, dau telefonul să vii. De era un telefon acolo pe masă, sunt pe fie. Vino și filmează, mă. Patroană, mai zi ceva, patroană. Când ai mâncat după Paște, mamă, papi, să ne faci pe dizi ăsta. Ce? Când ai mâncat și noi carne după Paște. Nu mai fac, e sigur, că am grătar. Curcanul ăla la grătar vrea. Altceva, gușa. Nu mai fac. Gușa aia la grătar, cum a făcut tata. Ieri facem. Aia vreau la grătar și cu mămăligă și cu usturoi. Ala, să facem premiere. Da, și cu bere să bem la albă roșii, și cu vin de la albă. Aoleu, cine are bani acum? Ați dat banii pe bulion, să bem bere la albă. S-a dus, s-a dus să-i minte, dacă ai ochii umplat. Hai, că eu n-am ia nimic, am pe carne. Ia vezi, e mamă de 300 ăștia să dau la oameni. Unde ăștia? Ce? Lasă că punem la urmă, Mariță, ia de bere. Bere, punem dovlecei. Băi, nu lua multă bere, una. Eu una beau. Pun și dovlecei. Ha? Ia, Mariță. Nu mai pune. Dar ce așa e un prea la ori? Două. Ia mai mulți de. Păi tu bei? Nu beau. Deloc. Cine bea? Am beut, dar nu mai beau. De ce nu beau? Ia două. Ia. Ia pe ăștia, Mariță. Bea tu cu el. Mai bea cineva, ia. 3, ia 4 beri, ia 24 beri, Marița. Dacă nu bea Alina, el azi nu bea. Da. Alina are medicamente. Ia alea, 4-5 beri ajunge. 4 beri ajunge. Am
Papi, mulțumim, domnul Papi, vezi, uite, le dai și bere acum. Asta înseamnă să fii bucătar, prieten, nu ca bucătarul ăla la bere. Bucătarul bere nu-mi lua. Lasă că lua și el. Lua și el, era și el. Mai văzut, lua. Numai gata, ai făcut-o tu că a băgat Olga de ce ai încercat. Făcat-o tu cu cutunița, ai stricat-o rău de tot. Nu, Olga. Auzi, cutunița spune că o ajutai. Gata, nu mai vorbi, să nu mai aud. Sau te ajuta. Să nu mai aud numele ăștia. Cu mine s-a certat. Bă, m-ai făcut să nu mai am nici frate, Vitre. Pentru toată viața. Nu nici mai cu frate, Ioane Diloaica, cu fratele nu Vitre. Nu mai aceiași trei oameni toată viața mea. Gata, taci din ce faci, papi? Pun și 2-3 cartofi. Băi, băiatule, cum să pui cartofi? Să facem gulaș. Nu, gulaș. Dar păi asta-i tocan. Ăsta-i gulaș? Ce-i ăsta, gulaș? Nu, mai facem gulaș. Ce-i, mamă, ăsta, gulaș? Gulaș, patroană, gulaș. Dar ce înseamnă gulaș? De care a făcut Radu odată la Sânaia. De care am mâncat eu cu tata când am fost la Unguri. Dar ți-i minte când te-ai dus la Unguri și tata-l tăverea zgârșit și nu dătea banii? Păi da, m-am oprit la un restaurant hai acolo. Hai, povestește acum. Nu, când te-ai dus să cumperi jamboane, ăia și t-a supărat tatăl tău. Lasă jamboanele. Am oprit la un restaurant și a trebuit să mâncăm gulaș. Erau șoferul, erau băieții cu mine. Și el a zis, tata, bă, voi nu mai cumpărați mâncare, că avea jumări în mașină el. Avea jumări. Și eu zic, și a zis mie, ia-ți ție un gulaș, că noi nu mai mâncăm. Mâncăm jumările. S-au uitat pe băieții, pe șofer, n-au mai mâncat nici ei, au mâncat jumările și am mâncat doar eu un gulaș. Vezi, mamă, era să-ți facă galben bani. Gărciți. Și noi am mâncat banii galben. De-aia nu ne merge bine, că am mâncat galbenii lui. Da, eu că i-am furat, patron. Iartă, Dumnezeu, te iartă. Să mă ierte, Dumnezeu, ai pătimit destul că ai dat de pe supra lui. Să te iartă, Dumnezeu, și Maica Sfânt. Că i-ai călcat jurământ. Să mă iertă Dumnezeu, patroane. I-ai călcat jurământ. Băi, papi, dar mi se pare că văd uleiul ăla de colcă e... Colcă e mâncarea, mai iau din el. Păi, da, mai ia cu lingura și bagă pe foc. Nu bag pe foc, îl iau și bag în casă. Lasă că îl iai cu securătoarea. Păi, dar stai puțin, e ulei acolo sau ce? E ulei și apă. Apă, că e și apă. Ia puțin, lasă dar apa. Dar și ce, îl strecurăm la urmă. Păi n-ai cum să mai strecortul la urmă, patroan. Bagă-l așa unde e uleiul, știi? Vezi că poți să iei. Polonicu trebuie. Doamne, unde e asta să-mi pună să-mi iei telefon? Hai, lasă-l așa, papi, acum. Pune-l înapoi acum. Pune-l înapoi, că e tocană înapoi. Ai înțeles? Păi să frige de ăsta, trebuie și de ăsta, trebuie și de ăsta. E și apă, să nu se frige. Știi, să nu se ardă mâncarea. Dacă lași fără... Dacă lași fără... Deci face mâncare de vită cu orez, prietene, acum. A, păi dar mie nu mi-ai spus că faci cu orez. Pe cu orez? De ce am pus orezul acolo să fierbă? Eu zic că faci garnitură. Ia vezi, orezul fierbe? Fierbe încet. Uite, mă, frate, cum fierbe încet dacă nu e apa suficientă? Mai băgăm apă dacă vrei. Păi mai bag apă. Pui orezul în tocan acolo. Aoleu, rece apă bagi acolo. Alo. Bagă caldă de acolo. Așa e, bravo, că dacă bași caldă, dacă bași rece... Dar unde bagi orezul? Aici în tocană? Nu bag în tocană, patroană. Bag separat. Așa, da, separat. Păi separat. Cum să bag orezul în tocană? Unde plecă, bă, Alină? Patroană, ai un mesaj pentru Nesti Mondialul? Am lăsat destul de mesaj. Ia zi! Hai că spun, pentru toată lumea să lași un mesaj, zi, dași un mesaj? Nesi, vezi-ți de treaba ta că noi nu suntem țigani de să mâncăm mâncare de pe gunoi. Noi am mâncat mâncări cea mai scumpe și cea mai tradiționale. Tradițional mâncare, tu n-ai mâncat ce mâncăm noi, mâncare tradițională. A dat acolo peste orez? Tu crezi că ai mâncat de la chinez, boaște și șerpi de la chinez. Păi uite, acum de la chinez, eu ce fac? Dacă mănânc de la chinez... Tu... Uite, aduce Marița berea. O, bine berea, prieten. Rece. Rece? Hai să meargă un pahar, Marițo.
Gata, prieten, a venit cu berea. Dar Mariță, oameni și nu niște sare, să pun pe marginea asta ei. La bere? Ce? Da, la bere, să punem... Hop, așa. Uh-huh. Da, bravo. Adune niște sare, Mariță. Bei patroană o bere. Am văzut-o cu spumă, beam și... Păi e voie. Păi zis că să nu ia, nu cumpăra, că nu beau, ai zis. Ai zis, pastile, ai zis și tu ca tata. Am luat pastile. N-ai luat pastile antibiotice, ai luat pastile de diabet. La diabet merge câte o bere de asta. Și de inimă. Tu i-ai lichidul ăla cu bebe. Uite, pe dat stăm la ceaun, patroane, așteptăm mâncarea la disc. Uite-te și tu și cu berea rece în fața noastră. Cu bucătarul ăsta care și cu berea rece, Nesti Mondialul, te distrugem! Îl distrug, patroane, pe Nesti. Vezi de treabă, nu mai purta grija la copilul meu și vezi de treaba ta. Nu mai vorbi urât de copil. Să nu mai vorbesc cu el. Bucătare, să fii sănătos, să faci bani mulți cu Leo. Facem. Și să fii om auzit cu gata. Leo împreună. Păi gata, de Anesti Mondialul ne vorbește ia de bere, noi. Ia-te bucătare, din da, cum să nu celu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate la familia ta. Doamne. Și lui bea Leo și tu, să fii hai, sănătos. Și tu, să ne ajută Dumnezeu să fac mâncare de prima dată. A, vrei să faci mâncare. Trei patroane lângă noi. Marito, ia filmează-mă tu, ai adus sarea? Da. Ia filmează-mă aici puțin. Ia filmează-mă, du-te în partea în alta acolo. Mamă, ce iasă aici? Ce iasă? Iasă uleiul, papi. Ia, Marito, pune aici. Uite aici, lasă ca să... Lasă că le-au ultima dată de ulei. Ca să vadă prietenii. Băi, îi spun și eu sare. Sare. Imediat. Sau puneți voi aici. Da, da, sarea mi-o dai înapoi, nu, eu dai lui patrona, Marito. Bea papi și tu, papi, bea și tu o bere, noroc, sănătate. Nesti Mondialul, bea un cinstea ta ca să accepti provocarea. Acceptă provocarea, luptă-te fără bani. Îl distrugem. Adevărat? Arena națională. Sănătate. Deci meciul vrem să fie pe arena națională. E bună berea cu sare. Mamă, bună. Și rece. Mamă, Doamne. Bere rece cu sare. Amestecă papi acolo că se prinde. Prieten, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Să nu mai spuneți că sunt nebun, că sunt nu știu ce. Deci, prieten, vreau să accepte lupta asta fără bani. Ne luptăm fără bani. Dacă eu nu vreau bani, nici el nu vrea bani. Ce e mai sus ca mine el? Să pună și în cur și în cap. Ia, bea și tu bere. Și n-are cum să fie mai sus ca mine. Berea la merge la cu că nu mai avem, mai avem doar una. Vin să nu bea, dă bere. Deci, filmează-o și pe ea. Dă bere, că nu-i bere să bea. Nu beau, nu beau, că n-am băut deloc postul ăsta, nu beau. Îți spun jumate, îți spun jumate. Ba merge bere la post. Dau un pahar dacă vrei, dau un pahar de bere. Aaa, păi stai că spuneam bere acum, jumate, că nu poți să bei una. Hai pune suc. Deci, prieteni, cu Nesti Mondialul, să se lupte fără bani. Acceptă provocarea, Nelson. Nu te mai da mare, eu vreau bani 100 de mii. Dacă vrei bani 100 de mii, vezi că îți bag în ring 5 persoane. Pe Roger, pe Cristi Marin, pe Bogdan, pe Olga. Olga, tia, pe... Îl sparge, Olga, Olga îl sparge. Am adus o masă pe bune. Olga îi pune capăt. Și acum am mutat-o în masă aia mare de sticlă în bucătărie, la noi. Am pus masa din bucătărie afară, fix la terasă. Ce frumos își făcură acolo. Mă scuzați că beau o bere, dar beau și eu o bere. Că mă lupt și așa, mă distruge Nelson. Îl mănânc pe pâine. Tu ce zici mie la din Nelson acela? Curte e măsurată, de mâine trebuie să te apuci să alergi, să ridici greutăți, să faci mușchi. Am vorbit cu toată lumea. Mi-a dus sas de box, toate alea. Uite, patrona s-a îmbrăcat în haine. M-a îmbrăcat deja. Hai, Neti, să ne bătem. Hai să ne bătem, Neti. Hai. Eu pariez cu patrona. Cu patrona. Da, hai să vă spun că patrona l-a bătut la meci. Hai la bătaie. Hai la bătaie. Da, patroana a fost prima care l-a bătut. Restul de noi, da, te distrugem.
Dacă vine și Olga, s-a terminat șmecheria cu tine. Dacă pe Arena Națională, să vadă toată lumea, toată lumea, toată planeta, din toate colțurile țării lume, să vadă meciul cu Nesti Mondialul, cum îl culcăm pe jos și îi dăm numai karate în gură. O să vezi tu, Nelson, o să vezi tu ce-ți fac ție, fraierii ăștia, care ne crezi tu fraieri pe noi. Ai înțeles? Ne crezi ce faci, papi? Particip și tu? Eu sunt alături de Leo, susțin aici cu mâncare, cu ăștia, noi sunt cu bucătăria. El îmi dă de mâncare tocmai din cauza asta, mănânc fără carne. Îi da și Nelson să mănâncă, nu e vorba de mine. Voi vă antrenați el acum. El e prietenul nostru. Nu, deci voi vă antrenați acum, da, să prindeți calorii, calciuri acum. Ne prindem mai multe calorii. Patroană, ce zici? Nu știu. Eu nu vreau să se ceară. Eu nu vreau să vadă meciul. Nu vrei să vezi meciul? Dar trebuie să o sunăm pe Olga să vină încoa. Neapărat, mâine. Trebuie să vină încoa mâine, Olga. Deci, prieteni, o să vedeți că am dat un interviu la Eric Sef. Nelson Mondialu, te distrug! Te-am găsit un piera. Unde e? A, i-au pus soluții când am luat. Pune-mi pe masă acolo. Uite ce mâncăm aici. Uitați pe ce gătește aici. Ia, papi. Băi, papi, hai să mai bem, Marito. Să mai pică și mai un par cu papi. Mama, e rece, nu mai bea. Lasă-mă aici, hai, ține să pune. Haide, măi, să pun și ție jumate. Bea ca să-ți pun jumate. Lasă acolo cu el. Nu. Eu spun eu acum să vadă filmarea. Hop, că-ți dau și ție jumate. Par cu tine, fratele meu, da. Să găsigăm la mici. Da. Gata. Mulțumim. Tot ce câștig de la mei, jumate, jumate, dar nu iau niciun bani. Păi da. Dar trebuia să dai drumul și meci. Să dăm drumul. Să joc și eu în meci, Marisa, hai da. Hai da. Păi nu ăla meciu. Ăla cu Nelson unde-i dă bătaie. Nu, te las în camera. Patroana vrea să-l prindă pe tap-tap. Ia vezi, ia vrea să-l bată urmă pe tap-tap. Ia dă-i pe patroana. Ce în urmă lași? Nu, eu nu te las în camera aia să te duci acolo. Îți dă la curica aia. I-a văzut oamenii cu bot că le-au omorât acolo. Ce-i aia, patroana? În curica aia, nu-l las acolo, că omorât prângeam de oameni. Să-i fac TikTok. Prângeam de oameni acolo unde le dătea jos. Le dădea cu pumnii în gură. Cine? Lumea acolo. Ia, dă telefonul tău, Goa, dă telefonul. Lasă TikTok-ul, nu mai fai TikTok, lasă. Cam eu acum exclusivitate, nu mai participat. Ăla care se bătea cu oameni, cu ăia, cu pumnii acolo, pumnierele. Așa? E rece, lasă-o cădească, că nu te-o pură nimeni. Doamne, ferești. Uite, eu beau două guri și mi-a dat durere aici, nu mai beau. Păi, o mai beau caldă. Păi nu-i bună rece. Să mă ierte Dumnezeu. Nu mă vede doctorul patron? Ce să mai zic? Păi ce vede doctorul? N-ai voie să vezi. Mai merge lăsată, papi, că iese numai ulei din ea. Mă scot ulei mic. Ce nu puneți orezul? Nu punem orezul, Marito. Orezul nu se pune acolo. A, lângă. Da, deci ai înțeles? Am uitat. Unde dă mâne, vrei să iau ulei? Mai rog din ulei? Mai ia. Mai ia să fie fără ulei, așa. Să știe bucătar. Păi de ce e bucătar patroană? Crezi că știe să pună numai sare pe carne și gata? Oh, bravo, bravo. Ia lingura asta, ia uite asta, că nu chiar, ia mai mare asta. Da, bravo, merge cu lingura aia mai mare. Ai cumpărat-o ieri, patroană? N-am cumpărat ieri, că n-am avut bani. Asta e de mult de la el. Dar o să mai cumpăr, mai aduce lingura. Dar cât cerea pe una? Cât cere pe mine? 50-70. Avea o lingură de asta, era bună dacă o luai. Da, o luăm, aduce și palete, lasă că luăm. Mariță, mai adu un ceainic de ăla de apă caldă de acolo. Era? Apă caldă, gata papi. Acolo. Gata papi. Se știe că Mariță folosește foarte mult ulei la mâncăruri. Dar nu e bine, papi. Eu m-am certat cu ea. Dar de uite, nu vă puneți acolo. Ba da, stai puțin. Se știi că Marița m-a greșit. Dar voi nu puneți? Pune și tu acum. Pipier de ăștia, nu pune. Stai, dacă pune-o, hai, ține tu asta. Hai, dă-mi pune. Ai? Ține?
Trebuia să-i aduc și jos de ardei de la Mărui, uite, la portat. Să aduc? De care e ardei de la grătar? Acum. Ia să vedem, prieteni. Ia uitați, aici vegeta. Gata. Pune pipier. Ai băgat multă, nu fii băgat multă. Ce? Îmi faci prea sărată. Atâta da, mă, tale, cât băgă. Gata. Tot. Băgați tot. La e cimbru, dar foarte puțin cimbru. Cimbru? Da. Usturoi ați băgat ăla? Cerică, Jeane, că cine multul. Faci verde, băgați. Gata, 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 gata. Aici ai băgat verde, usturoi? Nu. Nu. A, da, am băgat, da. Unde? A, tocat ăla. Da, tocat. Ia, Marițu, stai puțin. Trebuie te ajut, Dumnezeu. Stai să bag și două funde, da. Întoarce-ne acum, du-te Marițo tu, fii atent, și ia de aici, vezi că am o pungă de asta, de usturoi, am usturoi acolo la ele, la pungă, da, usturoi la pungă, și chili, vezi că am chili, scrie acolo pe aia, ia du-l. Chili bens, știi? Da. Merge, papi, mai băgăm puțin apă. Merge așa, dar dorim mai băgăm puțin apă să mai fierbă. Mai punem 2 minute să meargă. Să mai meargă condimentele. Sau nu mai punem. De 4 ani. Deci vezi de teaba ta, nu mai căutați capitalul, vezi de teaba ta. Cheamă mai bine să bem o bere cu el aici. Mai bine să bem o bere. La să mâncăm un mel. În pionă să-ți facem, la ceva să vină să fac mâncare la ceaul. Îi facem un mel. Să nu dacă nu vrea să facă meciu, parem să vină să mănânce cu noi. Nu mai te certa cu noi, vină să-ți facem la ceaul o mâncare. Și vezi de teamă. Dar nu să te trece peste haia că vine la noi. Acum nu mai vine de frică, Marița. Ia, Marița. Asta e. Da, și chili? Hai. Opa. Nu, eu stai pătrăjel, am găsit. Chili nu l-am chili găsit. Chili nu l-ai găsit, n-ai, dar ca să nu bag iute, nu? Serios, nu l-am găsit. Papi, mai ia lingura aia să-mi torci. Da, dacă îți mai pun un pic de apă, mai... N-a șubut. Haleama că-i chiștea de bun. Ce patru ani? E usturoi uscat. Doar, pe câți usturi ai băgat? Lasă, că mai e usturi, ai băgat și verde în el. Oameni, aole. Dă-i, papi, hai. Bă, că usturi ai băgat? Gata, dă-i. Mai băga apă. Nu, nu mai băga apă, dă-i. Hai bagă un strop. Păi nu-i prea cu mama usturoi. Un strop. Atât. Lasă la mine. Păi hai, aruncă aia de apă. Aruncă aia din mână și amestecă tu, papi. Hai dă-te două, lasă la mine. Lasă că amestecă, papi. Treci tu jos aici. Da, dacă pierd, ia. Lasă, hai că nu mai trebuie lăsat acum. Hai să fai cura pe mine. Ia vezi orezul, Marițu. Nu, du toate, hai. Să frumbi, tigă, mi-le cred că te-l-o. Marițu, să fie la urmă, să-mi merge, dă-i bătaie, Nicolae, la tigaie. Ia vezi orezul acolo, s-a făcut, puteți imediat. Cu lingura mare. Imediat. Stai, că e tu. S-a făcut un. Mai bea o gură de bere, domnul bucătar. Mai bea o gură pe bure, transpirat de tot la foc. Merge, rece. Bag lingura asta la orez. Da, e bagă la orez, că n-are nimic. Păi orezul e fiert. Uite. Întoarce-l pe partea alaltă. L-am întors odată. Trebuie să-l facem de-acolo. Da, gata, scoate tot. Adu parcurie, adu tot. Hai, dăm ceva să scot. Asta am dat la o parte, Leu, nu-l mai las. Nu-l mai las? Nu-l mai las. Nu mai, gata, le-i tot. O, gata! A făcut bunătatea. Adu-ne farfurii, Marițo.
Păi, papi, a ieșit mâncarea foarte bună. A ieșit? Să gustăm, cred că a ieșit. După cum arată... Sare n-ai mai băgat. Nu m-am băgat. N-am băgat. Aoleu, Marițo, ai ea la coro și în ce facem noi orezul? Ce-l punem? Punem un craston. Asta. E crastonul, nu duș, îl punem acolo. Punem în ce craston îl pui? Unul la la. Pe ce craston mic? E mare. Hai pune să vedem. Ce miroase de bine. Patronă, îți place ce, ce față de masă? Mai pui verdeață în el? Nu, nu mai pune verdeață. Patronă, uite, e purasă, am luat de Paște fața de masă. Să fii sănătos. Dar nu-i frumoasă? E frumoasă. Ne-ai cumpărat feță de masă, ne-ai cumpărat mături, ne-ai cumpărat... Auzi, a cumpărat și Ali în una. A cumpărat? A cumpărat un bec de pus afară. Să pună și el masa, i-am pus da. Acolo să mănâncă cu mama ta. Cum mănânci tu cu mama ta, mănâncă și el cu mama lui. Și eu să nu stau cu el acolo. Poți te duci tu când pleacă mama ta de acolo, bine și el încoace. Te duci tu când e acolo. Nu vrea. Da, să facă și el masă, că e om, de aia e om. De-aia să cumpără grătar, Ali. Da? Da. Să-l facă lângă perete acolo, i-am arătat de unde stă. Oricum am găsit patroană că le trebuia să le fac eu. Da. Să le fi făcut un hotel, un ceva, o afacere. Păi vezi? Dar o mâncau toată, o vindeau și ei. Are dreptate și ursul că, uite, n-a luat nicio pătură și a plecat. Ba da, patroană, dar cred că vindeau la fier vechi. Dacă le făceam o afacere, mamă, un hotel, ceva. Trebuia să le iei și lor câte o mașină, ai luat la femei. Păi lasă, că le-am luat și mașini. Ne-am luat mamă la femei, trebuia la copii câte un inșat. Ne-am luat și lor mașini și... Nou! Și une, a. Trebuie, am greșit patronă, dar și tu ai greșit mai rău. Tu de ce nu le-ai luat și ai dat galbenii? Că da galbenii la tine toți, da. Să devină... De aia până ai murit să devină, da. De ce ți-am arătat unde e galbenii? Hai Mariță, mai stăm! Mai stăm, mai stăm după Mariță. Hai Mariță, că nouă ne e foame. Uite, o lapă pe asta că nu pot să o beau, gata. Ce e răpădat-o? Berea. Oh, doamne, răpădat berea. E bine așa? Da, e bine, adă-ne castron, da, la. Arunc-o la pom. Nu bea după mine, șor la papi. Șor la papi, că pe la mare, până o tală. Bă, bea după mine, sunt bolnavă. Am vrut să bem după tine, patron. Păi cum să bea după mine? Sunt bolnavă, gravă. Cum să bea după mine? Păi ai și boala mea, am destule, ai tu destule. Aoleu. A, Doamne. Pune papii, unde ești? Mariță? Da. Adă-ne farfurii să mâncăm. Adă-ne farfurii normale sau castroane de alea mici. Deci mâncăm acum, prieteni, patroane, mâncăm. Tu nu mănânci, nu? Nu. Tu ți poți, să ne ierte Dumnezeu. Las că ținem noi, nu mai mănâncă tu că ești bolnav. Eu să mănânc? V-am băut două beri, patroane. Ai tot ai zis că sunt bolnav, așa auzi în este mondialul, zice că sunt bolnav. Uite, te-ai roșit. Dar distrug. Te-ai roșit cu tot. Hai să punem să sărăcii asta. Lasă mâncare. Că nu sărăci. E pe dis și ea sărăci. Lasă așa, ne-o să-l pun pe tine. Ia, pe cine e acolo? Pe patron. O, patrona e șepa. Așa. Așa, pe mine, să mă vadă lumea pe mine și să mă vadă Nesti. M-am bătat Nesti din două bere acum. Nesti de vină. Da, patron. Bei bere cu pastile, uite, eu am luat să beau și uite, m-a dat durere aici în cap. Gata, nu mai beau. M-a aruncat. Dacă bei... Am dat zonă și mie la rând și să vină cu apă. Ce-ai bea? Deci pune farfurii, mă. Ce-ai făcut, Marico? Adă o lingură mare. Lingura aia mare. Pune-te în
Ia, pune, ai pus pe mine camera 4. Da, pe tine am pus. Hai, deci mâncați, doar noi doi mâncăm, nu? Doar noi doi. Atunci împărțim orezul ăsta, noi doi. Atât. Atâta orez. Atâta orez. Și ca baia cu tot sosul. Alo, mânjire orezul, că era să mâncăm și noi orezul. Nu mânjire. N-am mânjit. Poți să iei din el acum. Tu, Diana, mă telefonul, adică. Hai, Marița, hai, Marița, mai repede. Ne e foame, Marița. Aoleu, Doamne. Ia, dă din gura aia la mine, ca să pun aici. Da? Marița, încă ceri, e tulea mea, că postul ăsta, orezul. Ia să vedem. Papi, uite. Marița, hai mea orezul, ia le rotiere. Hai să pun eu asta păi pe... stai, patroane, să mâncăm noi înainte. O spun de aici, să pun pe platou. Atât orez la mine, nu mult. Gata. O spun direct de aici, din ceaun? Da, punem. Hai. Punem aici, lângă el. Na. Ia lingura, ai? Nu, lasă-o pe aia. Ia, dă-i acolo, parcă ia. Să pună și ție. Mai punem puțin, Marița, atât cu sos. O, nu mult, atât. Să rămână gata. Să mănâncă și copilul ăla. Mamă, ce bine mirosi. Miroase bine. David. Hai să punem și lui David. Așa. De mie, o dată îmi pui Marița. Tot peltierea, tot gata peltierea. Ia uitați aici cum a ieșit, prieteni. Atât, Marița. Gata. Mamă, ce bine arată. Și ia, mai dă-o farfurie să-i punem și lui David un pic. Hai. Că nu-i frumos să ne punem și lui David, un nepoțelul meu. Păi nu mânzi, că nu mai mănânc dacă mânzi ăștia. Nu pusă de mânc. Păi n-am pus carne pe asta. Adu farfurie, patroana, să-ți pun și ție. Da, să-ți pui orez. Se pun orezul, patroana, îi pun lui David o lingură. Mai pune ție, dacă vrei. Nu mai vreau. Mai pun? Gata, eu nu mai mănânc cu lingura aia. David! Doamne, perește! Asta să pun eu aici, adalta, să-mi pun și eu să orez. Marița, dă-ne o țină pogaci, o țină pâine. Pune. Atâta, gata. E pune. Numai atâta, pune. Gata. Ia. Mai pune, patroane. Dar ce mi-e asta, pește ăsta. Așa pune, patroane. Orezul ăsta miroase pește și e orez number one. Numărul 1. Miroase pește. Mamă, ce... David! Luare ăla pe care undeva. Cine pe care? Mai dă-ne o parcurie, Marița. Miroase crevet. Ce miroase orez ăsta? Creveți, patron. Ce să văd de care... Ia să vedem, prieteni. E de China. A, Marița, să nu fie de creveți, de ce miroase orez? Nu e de creveți. A? Orezul? Ei. O fi făcut din creveți. Mă, nu da. E din creveți. Nu cred că vita asta e făcută din creveți. Vita, sigur. Păi nu lași când vine Marița? Copilul, că te răcești. Atunci, lasă că nu, na. N-a pune. Pune da. Orez acolo. Lasă și lui Marița să-l orez. Nu, că nu mănânc. Mănâncă. Atâta de lasă și ție, hop, gata. Marița, nu ne aduci și nouă fasole să mâncăm, hai mănâncă și tu. Marițo, și adă-ne și sosul ăla în frigider. Ăla dulce. Ăla la țică? Da. Pe ce candel că vezi? Ăsta nu-i urez, mamă. Dar ce e patru? Păi ce mi-l lasă urez? Dar sosul ăsta e de sarmale. Da-i nu ăla mare. Nu e, ia uite-te cum se mănâncă, așa se mănâncă, Marița. La paprikajul. Uite, ăsta ai băgat sosul tot, l-ai băgat în... Ia mănâncă-l tu, că mie nu-mi place. Băgat în el, mie nu-mi place ăla, am băgat-o în pică și nu pot să mănânc fasole acum. Din cauza bunilor. Ia-l și mie, domnule, ăla. Nu se mănâncă orezul fără sos. Da. Bagă-ne câte o țină și bagă-ne ciorbă. Nu mai încălzăște așa cum ești. Mamă, Doamne, ce e aici? Deci, prieteni, e mâncare pe cinste. Mamă. Mâncarea ta ca curcanii mei, ca mâncarea mea care o fac. Arată farfuria leu acum. Mâncare paprikat.
Paprikaș, da, ăsta e paprikaș. Paprikaș. Mâncare, prieteni. Ia vedeți cum e orez. Uitați aici. Doamne, nu pot să mănânc. Ia lăsă patroană și tu orezul tău. Dar mi se pare că nu-i orez, să nu pie din melci. Nu e din melci. Din ce? Miroasă ceva, melci miroasă. Așa e orezul ăsta de chinez. Cu sos, prieteni, cu oarea, cu sos dulce, cu de toate. Hai, Marița, ia și tu și mănâncă. Ia orez, că se răcește. Mamă. Marița, știi ce e aici? Mariță, o mă ferdea să nu mă bază. Ne aduce ardei, uite ăla. Moare ăla. Hai, transmite un mesaj, o ferdea să nu ferdea, bază. Uite gulaș, mănânc gulaș la Leo, tu ai luat porci astăzi, vino și tu la noi aceea. Trebuia să ne dai și nouă un porc, ferdea. Da, cărăcați. Mamă. O porci mai avem. Sunii, să ardem tu, genica, mai stumbuția cu calvom. Dica, e luci, să, e luci. N-ai. E bun, ai ieșit. Pamplicaj, gulaș. Nu... Da. Păi de-aia pe nimeni, că nu... Ceva să ne scârnim pe mâini. Să-mi caut. Dar bă, ce mai crapt-o, cărdel și-a văzut? Canalele și-a văzut țirătuse, ai mele să-ți toale coară. Cana termenii sau ce, ha? Dar după ce termenii s-a? Dragi prieteni, încercați și voi această rețetă. Dar n-ai mă, că s-a hădapt-o acolo. Carne de viță cu ăștia totul. Ia-mi toată pe mine cu camera. Daptii la lume. Aha, mișto, hai. Prieteni, deci pe cuvântul meu, dacă nu, abia știu să mănânc toate. Nu vă mințim, prieteni, puteți să încercați, să vedeți. Încercați și voi. Am băgat în ea carne de viță. Chiar e bună. Nesti Mondialu. Chiar mănâncă și tu Nesti Mondialu, dați-mi. Ca să vezi că e bună. Ciorba de pastol e mai bună. Dacă e Nesti Mondialu, că ții post. Nu ține post. Ești credincios, nu? Nu, mănâncă șaormă. Aoleu. Mănânci șaormă, nu ții post. Să te bată Dumnezeu. Cu altul mai vorbit. Nu, păi dacă nu se ne poți, eu sunt bolnav, de-aia nu sunt. Ia telefonul 4 ore să sună. Și bem o sticlă, un pahar de suc de ăsta de la Victor Micula, de la Nașu, lui Alin. Victor Micula. Eu am așteptat cum a așteptat o patroana pe Danove. Am așteptat să vină Victor Micula la mine, patrona, pe TikTok. Să-mi dea și mie 50.000 de euro împrumut. Ah. Da, cea mai bună băutură Fructi Fresh, prieten. Și orezul ăsta e mai super bun. Nu știu dacă o fi importator tot Micula. Micula Victor. E picant, e bun. Îl ții pe nașul lui Alin, pe Victor Micula. Mă știu pe Victor Micula. Nu? L-așteptăm să-i facem o oaie. Auzi, Victoria, te aștept la Strehaia să facă domnul Pape o oaie. Uite, ia zi un mesaj lui Victor Micula. Salut, domnul Victor Micula, te așteptăm la Straia să-ți facem o oaie la Proțap sau la Ceaun. Cum dar dorești. Intră și tu din seară pe la noi pe TikTok. Te așteptăm la noi pe TikTok, nu mai sta la Valentino, stai vino și la noi. Bravo! Oma la Valentino. Nu știi și pe Valentino. Cum să nu știu pe Valentino? Și el a plecat tot de la oi. Bla, să vină și Valentino la noi, să ne dea și el un TikTok univers. Uite, bem o bere din asta, un suc de ăsta cu... cu pamplecaje ăsta, picant, lui Victor Nicula îi place. Și uite, bem Fructi Fresh-ul lui Nicula, lui Micula de la Oradea, lui Nașul, lui Victor Micula. Da, te așteptăm la Straia la noi, aici facem petrecere mare după Paști.
Avem oi, purcei la proțap. Face Alina aici cu lagrătare. Prastamă. Băi, dacă vrea nașul Micula, vine cu elicopterul mai aici. La așteptăm în stadion. De nebunește toată țigănia. Toată strehaia. Aduce bucătarul din Turcia, Alin. Da. Alin de pas aduce bucătarul din Turcia. Zici să vină Victor Micula, patronă. Hai, vină nașule Nicula, că Alin aduce bucătar din Turcia să-i pregătească. Zici, patronă, că Victor Micula e șmecher. Să vină la noi să vadă o mâncare la ceaun cum facem. Îi place, îi place. Îți dai mâncărule țigănești. Îi place? Da, l-am urmărit. Auzi, auzi, auzi ce zice papi. Eu îl urmăresc tot timpul. Pe Victor Micula, pe nașul. Da, cum să nu? Tot timpul îl urmăresc. Îmi place și sucul lui. Da? E unul dintre cele mai bune sucuri acum, la ora asta. Fruity Fresh? Da. Bravo, ai văzut că a făcut și la doză. Au, oh, David, vin un coa! David, unde ai fost? Dar eu mi-am comandat și de la sora bază la... Lasă pe sora mea! Uite de ce am făcut aici. Dați-i un scaun, ne, uite. Nu mai putem, David. Nu mai putem, David, a mâncat tot ceaun. Atât, Marița, atât. E iute pentru el. Nu e iute, lasă că el mănâncă iute. Îl pun aici. Pune aici, pune lângă domnul Leo. Așa. Uitați porția lui nepoțelul meu, lui David. Hai, lasă, David. Lasă, măi, îl iau eu, îl iau eu. Nu, lasă! Te lovești. Bă, pe bune, bun. Nu mai mănânci? Nu, nu mănânc. Trebuie să-l mai pun în lingură. Nu mai e suficient, e picant. Super. Păi, așa să mănânc asta. Vezi cum e te și carnea lovesc, David, te lovesc. E și carnea de vită, parcă nici nu mai era da. Pastă. Păi că s-a pierd. Dacă nu făceam piartă... Pe... Nu merge aia cum ce ai zis tu, cu cea unu, nu merge. Mergea cu cea unu. Să bați puțin apă, să fiarbă. Păi așa o fac, o fierb. Și după aia ultima dată vreau să o fac. Uite și sos dulce, dacă a vrei, mai David. A rămas carne de vită. Mâine facem iar. Mâine da? Facem la cea unu ăla. Bravo. Și o facem așa frumos. Haide, David, că e bună. Ce faci, mă? Uite, cu orez. Bună, mami, nu? Mami, ce faci? E bună sau nu? Ce faci, mami? În casă. Ea mănâncă post, nu? Dacă vrea orez să-i dăm. Mă duc eu și duc după aia cu sos. Uite, pune sos. Nu, nu sos, că nu mănâncă sos, de post. Nu e de post ăsta. E picant. Dar mănâncă și Alin. Ce? Alin mănâncă de la. Sos? Ce-a gătit bugetă? Aurea. Ce mâncare a gătit? Am comandat de la grill, nu că nu face mâncare. Da? Mariță! Tată tău, ce-a mâncat tata? Azi o farfurie. Salat de post, de la grid, de la fata ta. De la fata ta i-am făcut vânzare. Oricum e cel mai bun restaurant din Zahara. Pune du-l Mihaela și lua din nou ăsta ce mai e. E orez. Păi nu mă orez, ce să-i dai? Lăsă că vină până mai nicăruțe. Lăsă că vine ei. Lăsă așa că vine ei. Mergea bine bun? Vezi ce mâncare face bucătarul meu. Nu mai e al vostru acum, e bucătarul meu. Nu mai sunt al lui Alina, m-am luat eu. Mă, dar lui David ești. Al lui David, al lui David da. Îți place, David? Da. E foarte bun. De cine ai zis că e făcut? De papi, de bucătar. Vreau să zic că e cea mai bună oaie. Oaie? Care am mâncat-o. Da, cea mai bună oaie. Cea mai bună oaie. Păi nu e oaia asta. Oaie, oaie, berbecuță. Aaa, da, da, da. E berbecuță. Zice-o acum ce e, că are gust de oaie. Oaie. Păi noi mâncăm altceva din afară de oaie. A, berbec, oaie, tot aia e. Ori berbecuță, da. Adică meluți micuți ca tine, așa, ori oaie, tot aia e. Numai că berbecuță e mai tânerel, tinerel. După toarnă, nu mai zic să mănânci tu. Dar a ieșit extraordinar de bună. David. Mm-hmm. Da unde e butelii ăsta, mă, să bea. Nu contează că mi-a dat și apă cu aia sau ce. De bună rău.
Da, uite de eu ăsta, am mâncat și el dacă era. Cred că mâncat tot. L-am dus de acasă, ca aia în pădure. Și cu foi în apoveste. Te iubim, Iosca. Am vorbit în sală cu el. Îl iubim și pe Alex, nu? Hmm? Că tovarășul tău. Păi da, nu am nimic cu el. Păi vine și el. Păi vine și Buterioșca aici. Vin de Crăciun. De Crăciun? Vin, vin mâine, vin mâine. Vin mâine? Da. Ce ascunde ești un bălușul? S-a zis ordu? Bun. Pandau, te-i pune pe n-am la urmă. N-am cum să pandau. Ai beut, te-ai îmbătat, te-ai îmbătat. Ai beut două beri, te-ai roșu cu tot. A beut, de două beri, ce are? Bă, patăl. Mie îmi spui? Leon nu se-mi bată așa ușor. Crede toată lumea care spui tu, că sunt beat. Ei, cum zic mie, eu v-ai văzut plin. Băi, o rup pe Nelson! Îl sparg! Auzi și tu, mă. Și-aia, Nelson ăsta ne-a făcut numai probleme, ne-a făcut de râs. Că mâncam în cai de pe gunoi. Nu aia, că mâncam găini moarde, așa s-a luat și de Guță. Auzi, serios? Așa ne-a zis. Băi, nene de Guță, păi eu când l-am văzut pe Guță prima dată, strângea staci de bani de la nunți. Pe orice ce... De la o nuntă la Strehaia aici a strâns staci de bani. Când cânta melodia în pistol și celular. Tu, Nelson, era mic copii pe la Chiorf în Germania. Erai pește. Guț era șmecher, David, făcea bani mulți. Ori zici Guț, ori zici România, tot una e. Păi da. Știi ceva? Mie mi se pare că o noapte care a făcut o Guță pe TikTok a luat 40.000, 50.000 de dolari. P-a luat puțin! Apoi eu l-am văzut pe Guță la, mai, la mulți care a luat 150-200.000 de euro. Păi a luat Adrian Copilul Minunei și Carmen Șerban 300.000 de euro într-o noapte. 300.000 de euro într-o noapte. Atât a luat. Și Guță ea.